Care ți se pare, așa elementele cele mai importante um, pe care ar trebui o persoană care e în domeniul vânzărilor sau care vrea să meargă în zona vânzărilor să și le dezvolte? Care sunt abilitățile alea cheie? Una, două, trei care, băi, astea ar trebui să fie? În primul rând, trebuie să-ți placă oamenii, să ai răbdare cu oamenii. Deci dacă nu ai așa o plăcere să de vorbă cu oamenii, ești mai introvertit sau ai, așa, trac când vrei să vorbești cu oamenii până nu-ți rezolvi problema respectivă. Că orice problemă se poate rezolva, nu te bazezi pe să fii introvert, o facem o paranteză, nu e o problemă. <laughs> <laughs> Dar înțeleg ce vrei da, să zici. Da, da, da. Odată partea asta de a iubi oamenii. Pot să zic așa, mm -hmm. să intru în zona asta, așa mai. Uh, uh, mai caldă. Mm -hmm. uh, și, în al doilea rând, adaptabilitatea. În primul rând, să te adaptezi într-o lume unde vedem clar că schimbările sunt uh -huh. <laughs> foarte rapide, trebuie să ne adaptăm uh -huh. nevoilor oamenilor. Oamenii au nevoi diferite, au stări diferite, sunt agitați uh -huh. și, în primul rând, trebuie să poți să fii gata să accepti și tensiunea lor și să vii cu soluția lor, soluția pe care o ai, să-i ajuți în proiectul respectiv pe care îl au uh -huh. în derulare. Salutare, bine ați venit la un nou episod. Invitatul de azi este Codruț Nițu, fondatorul uh, firmei Profivent. Salut Codruț, mă bucur tare mult că ai venit. Te salut la noi. și mă bucur. Cosmin, spune-mi puțin, cu ce vă ocupați la Profivent? În primul rând, uh, Uite, asta, asta e semn bun. În în conversația aia o să vorbim despre vânzări și cred că o chestie importantă în vânzări e să sune telefonul. <laughs> bun, uh, cu ce ne ocupăm noi? Uh -huh activăm în domeniul construcțiilor, instalațiilor, mai exact, și ne ocupăm pe partea de eficiență energetică, ne, ne ocupăm de clădirile care vor să fie mai eficiente, și clădirile noi și clădirile vechi, prin implementarea de sisteme de ventilație cu recuperare de căldură, pentru standard de NZ, standard cât mai aproape de zero. Aha. Bun, asta e despre business. Super. Bun, activez în zona asta mai mult pe zona de vânzări, pe departamentul de vânzări, dar în același timp sunt și antreprenor. Luptăm cu ambele da, meserii. Uite, m-am gândit ca conversația noastră să aibă acum accent pe aducerea de clienți noi. Când ai început un business-ul ăsta? În 2016 am început. Ok, deci acum șapte de ani. Da, a -a. teoretic deja început era pe zona de încălzire. Am început pe zona de șemine premium. Uh -huh. Acolo avem un alt brand, dar vorbim, vorbim despre altă alt dată. <laughs> uh, și din uh, zona aceea am mers în zona de eficiență energetică. Am văzut că România e nevoie de case eficiente. Ca și construcții noi uh, avem uh, o cultură foarte jos pe partea de eficiență. Și văzând valul acesta am, uh -huh. am demarat pe el și slavă Domnului că e, suntem unde trebuie în piață. Ok, super! Povestim cu altă ocazie mai multe despre business în sine. Uh, ce vreau să povestim e fix ce am zis, despre zona de clienți noi. În 2016 ai început, uh, bănuiesc că la începutul firmei n-aveai o sumedenie de clienți și probabil 1, doi uh, și nici ai hotărâți, că știu că așa se întâmplă <laughs> la început. Uh, cum uh, ce-ai făcut sau cum, uh, cum ai reușit? De la un startup super la început să ajungi să uh, ai idee. Uh, fiind pasionat așa de relații, de comunicare cu oamenii, uh, mi-a fost ușor. M-am uitat în agenda de telefon ce persoane cunoscute erau în domeniul construcțiilor. Uh -huh. Și am plecat de la prieteni, de la arhitecți, constructori. Uh, am încercat să le prezint. Businessul meu, să le prezint soluțiile noastre, și ușor, ușor am fost relevant pentru ei. Am putut să fac primele vânzări, m-am luptat să livrez bine, să fie calitate. La început suntem foarte atenți la calitate. Uh -huh. Așa trebuie să fim non-stop, uh -huh. <laughs> să fim atenți la calitate. Uh -huh. Și un lucru care m-a ajutat networking uh, fiind uh, în zona asta de organizații, ONG-uri, activam așa din uh, facultate, eram conectat cu câteva ONG-uri și networking-ul era la putere. Uh -huh, deci, uh -huh. în primul rând, m-a ajutat foarte mult networking-ul. Ok, deci contacte, contacte și curaj de a suna contactele. Da. Uite, aici am o întrebare. Uh, nu știu, n-ai o târșă așa că... Uh, cum înțelegi tu vânzările? Că atunci când sunt pe cineva și încerci să îi vinzi ceva, cumva cred că în mentalul colectiv sau cel puțin în mentalul unora, e pa, m-a sunat ăsta, vrea să-mi vrea să bage pe gândul de ce. Ideea de call to action la început era o provocare, trebuia să mă gândesc cum îi prezint soluția. Uh -huh. Clienții, deci în 2016, nu înțelegeau foarte bine ideea de produs, ventilație, premium, produsele sunt mai scumpe și trebuia să îi faci o prezentare foarte profesionistă, să te creadă. Uh, am avut parte de multe răspunsuri negative, deci multe refuzuri, dar asta m-a într-un fel m-a încurajat să mă perfecționez. Uh -huh. uh, e nevoie să vii cu produsul în față, dar în același timp să arăți beneficiile produsului și de ce să lucreze cu tine. Uh -huh. Ce oferi tu, fără experiență în domeniu, cu toate că mi-îmi plăceau vânzările, în general, dar în domeniu nu aveam experiență. Trebuie să te gândești ce ai, care, care sunt beneficiile pe care Echipa, uh -huh. a, efect, a, a, partea de tehnic din spate, suport tehnic, trebuie să ai neapărat ceva pe care te bazezi și intri în față. Dacă nu ai echipă și ești la început în vânzări, greu, greu poți să demarezi uh -huh. business -ul. Hai să intrăm un pic în povești. Zim o, po o poveste de succes, gen care, nu știu, ai făcut o treabă grozavă sau s-a întâmplat ceva și ai făcut o vânzare mare, și una în care ai ratat o vânzare mare din vina ta. Um, o să spun că am avut uh, un succes uh, în legătură cu un arhitect și succesul respectiv s-a datorat, uh, cred că în primul rând. Uh, în împrietenirii cu arhitectul respectiv. Deci, Car relația importantă. Relația, da. Și apoi, uh, relația importantă și pre uh, prezentarea, dar uh, trebuie să vii și cu un staff puternic, să știi că ai un, o echipă bună care livrează. Nu e de ajuns să te faci plăcut, să uh -huh. fii gata să discuți cu oamenii, trebuie neapărat să uh, ai și ceva în spate, partea de echipă. Asta m-a ajutat, partea de relație, m-am uh -huh. făcut plăcut cu arhitecții, da, cu zona asta și apoi să vii cu ceva clar în fața lor uh -huh. și, te, și, în primul rând, să ție cuvânt. Uh -huh. <laughs> uh, un eșec, pot să spun, în relația cu clienții, pot să spun că un eșec nu înseamnă neapărat o vânzare pierdută. Un eșec înseamnă un client nemulțumit. Aha. Un, Aha. Vânzare. Super. un client nemulțumit care a înțeles uh, Procesul de vânzare l-a înțeles greșit Sau l-ai prezentat greșit uh, Un eșec pot să spun că a fost și acum două-trei săptămâni Așa deci, uh, Nu la început uh -huh. La început ești foarte atent Îți măsori bine pașii Dar acum vreo 2-3 săptămâni am avut un client care uh, Ne cunoștea, A ajuns la noi uh -huh. A aflat despre noi Și în tot procesul de ofertare Uh, a omis anumite aspecte în procesul de ofertare, el. Și la final, când s-a terminat totul, tot procesul de vânzare, de execuție, uh, clientul a avut niște surprize în partea de. de, în de da, în partea de. Da, uh, de finalizare. Uh, ne comunicând bine clientul, ne, ne spunând fiecare aspect ce vrea să facă cu în, pro, în proiectul respectiv ne având timp, s-au mis anumite discuții anumite discuții, și pe, în procesul montajului au apărut diverse uh, chestii suplimentare. Pot să spun că sunt vinovat uh, pentru că nu, nu s-a ținut aproape cu proiectul. Uh -huh. Trebuia să ținem din aproape în aproape și să comunicăm fiecare detaliu. Uh, S-au început lucrările și, efectiv, uh, când a ajuns echipa acolo, au sesizat că e nevoie și de altceva, de uh -huh. alte echipamente. Ceea ce asta însemna cost, cost că suplimentar. Cost suplimentar. Da, asta era problema uh -huh. și clientul, uh, la final, a fost nemulțumit. Aha. Și am învățat puțin, am. Uh, Discuta Ce cu clientul. Uite, uite, hai că cum am băgat într-un alt subiect. <laughs> cum, cum ai gestionat o Au fost niște pro, niște provocări așa, niște discuții, niște discuții decisive cu clientul, dar în același timp mi am asumat partea de vină. Cum ți-ai asumat o? Uh, prin uh, ideea de a suporta, deci dacă nu vrea nu voia să plătească, suportam eu din uh, pagubă. pagubă uh -huh. Dar fiind uh, vina împărțită, el n-a fost foarte transparent cu noi. Am observat că, de fapt, problema n-a fost la noi, ci clientul uh, voia să profite puțin de uh, neatenția noastră. Uh -huh. okay. Deci, să fim foarte atenți că sunt clienți care abia așteaptă să fim uh, uh, neatenți, să omitem ceva și să profite de acea neatenție. Și la final, onest, i-am spus care a fost greșeala dânsului și care a fost greșeala noastră, dar am terminat în pace. Asta e important când totul se termină cu bine. Super. <laughs> și la Google ce review-ți da? Uh, nu știu, nu cred că s-a conectat pentru că și-a asumat și el vina, cred. <laughs> ah, <okay. laughs> Până la urmă. <laughs> da, Da. Fine. Mai dă exemple de uh, cum te duci în piața rece, cum ieși la început. nu ai, -ai, Să zicem că ți-ai consumat relaționalul. Să zicem că așa, ce, ce alte variante sau în ce fel ai mai, ai mai făcut tu vânzări tot așa în partea de început când nu a ajuns să, să uh, ai un nume în piață. Să zic. În primul rând să te conectezi cu huburile de construcții. Dacă ești în zona de construcții, uh -huh. te conectezi cu profesioniștii din zona de construcții. Uh -huh. Cu influențări. Sunt au fost mulți influențări în uh, perioada de acum. Te conectezi cu bresla lor. Mm -hmm. Și încerci să vezi care sunt uh, uh, abilitățile lor și ce urmăresc profesioniștii. Și încerci cât poți de mult să le îndeplinești uh, condițiile. Mm -hmm. Ok. Care ți pare așa elementele cele mai importante um, pe care ar trebui o persoană care e în domeniul vânzărilor sau care vrea să meargă în zona vânzărilor să și le dezvolte. Care sunt abilitățile alea cheie, una, două, trei, care, păi, astea ar trebui să fie? În primul rând, trebuie să-ți placă oamenii, să ai răbdare cu oamenii. Deci dacă nu ai așa o plăcere să de vorbă cu oamenii, ești mai introvertit sau ai așa trac când vrei să vorbești cu oamenii, Până nu-ți rezolvi problema respectivă, că orice problemă se poate rezolva, nu te bagi Am iubinzești. să fii introvert, facem o paranteză, nu e o problemă. <laughs> Dar înțeleg ce vrei da, să zici. Da, da, da. O dată partea asta de a iubi oamenii. Pot să zic așa, mm -hmm. în să intru în zona asta așa mai, uh, mai caldă. Mm -hmm. uh, și în al doilea rând, adaptabilitatea. Primul rând, să te adaptezi într-o lume unde vedem clar că schimbările sunt uh -huh. <laughs> foarte rapide, trebuie să ne adaptăm uh -huh. nevoilor oamenilor. Oamenii au nevoi diferite, au stări diferite, sunt agitați uh -huh. și, în primul rând, trebuie să poți să fii gata să accepti și tensiunea lor și să vii cu soluția lor, soluția pe care o ai, să-i ajuți în proiectul respectiv pe care îl uh -huh. au în derulare. fine Povesteam puțin înainte de a începe podcastul ăsta de uh -huh. faptul că tu ești creștin și ești uh, asumat să zic așa, creștini. În ce fel crezi că ăsta a fost un avantaj sau un dezavantaj pentru tine în zona vânzărilor? Ce elemente din morala creștină te-au ajutat și care te-au încurcat, din punctul tău de vedere? În primul rând, pe mine mă urmărește un verset din Biblie de Domnul Isus spunea, ce voiți ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-vă și voi la fel. Cred că aici e taina, într-un fel, și taina vânzărilor. E o taină pe care, dacă o înțelegem, avem succes în vânzări. În primul rând, trebuie să ne punem în locul clientului, să fim onești. Când vreau să vând un sistem de ventilație, de exemplu, mă gândesc dacă îl fac pentru mine, cum aș oferta, Ce prețaș, cu ce preț aș intra în piață. Asta e primul lucru, primul factor care mă ține viu în zona asta și îmi dă sens. Mm -hmm. Fain, foarte fain. Deci esența vânzărilor ți-ai luat tot chiar din uh, scriptură și din relația cu Dumnezeu. Clar. Grozav. Uh, Cred că mai sunt și alte elemente? conexe? înțeleg că, ok, asta e miezul. Miezu. Ce, da, alte, da, da. Ce, ce alte valori uh, promovate de scriptură ți pare că ajută mult în, uh, în zona vânzărilor? Uh, partea de uh, buget uh -huh. Cartea Proverbelor este atât de plină de învățături despre buget, despre administrare, despre chipzuință. Mm -hmm. În primul rând, când faci o vânzare, trebuie să te uiți cum faci oferta optimă pentru client. Nu te gândești la, la ideea să vând mai mult. Noi, ca vânzători, vrem să vină cât mai mult. Cu cât avem cifra de afaceri mai mare, cu atât profitul este mai mare sau comisiunul. Uh, primul rând ne uităm la partea de chipzuință. Uh -huh. Să fim chipzuiți și cu buzunarul clientului, totuși. Uh -huh. Buzunarul clientului, uh, până la urmă, ne, uh, avem, cumva, control în momentul în care intrăm în procesul de vânzare, când avem încredere și suntem tentați, dacă nu avem etică în afaceri, dacă nu avem partea asta de uh, dreptate, E că să facem totul după dreptate, după uh, principiile care, de fapt, guvernează în zona asta de afaceri, de loialitate, de, de încredere. Dacă nu ne uităm la bugetul clientului și la nevoile lui, posibil să uh -huh. să <laughs> intrăm într-o altă capcană. Uh -huh. Interesant ce zici. Mă, ce ce i pui acum mă duce cu gândul la o fază. Um, într-o anumită perioadă am lucrat într-o bancă din România uh -huh. și făceam vânzări către clienți, persoane fizice în marea lor majoritate. Okay. Um, și la un moment dat, țin minte, mi-am amintesc o conversație cu, uh, cu mă rog, una din colege uh, care era foarte mirată de faptul că eu nu am activat funcția de home banking, pentru de mă rog, internet banking să zic, Um, pentru o persoană în vârstă care nici măcar nu avea smartphone. Pentru că practica era să-i baci pe gât uh, orice fel de serviciu care pe tine, care ulterior, ulterior la tine se convertea într-un comision. Deci, să faci o vânzare către cineva care nu are o nevoie, dar ție ți face un serviciu să-i faci vânzarea respectivă, și mă rog, fiind în vârstă, nici măcar nu înțelege exact ce semnează, așa că era o chestie relativ simplu de efectuat. Da, a fost interesantă chestia și acum vorbind, de, mai dus cu gândul în direcția asta. Super. Deci nu recomanzi oamenilor, dacă ei au nevoie de o chestie de 1000 de lei, nu le recomanzi chestii de 3000, nu? Clar. Adică nu, nu recomand să facă credit pentru lucrurile astea, dacă, sau dacă depinde. Dacă vrei să faci, să faci o investiție, trebuie să te gândești bine care sunt prioritățile. Totuși mm. trebuie să vezi omul la ce nivel vrea să aibă un produs. Mm -hmm. Interesant, nu recomand credere și tu cu toate vent seamănă destul de mult cu evident. Deci <laughs> <laughs> uh, nu neapărat că nu recomand, acum depinde de priorități. Mm -hmm. Depinde de priorități. Cu toate că în zona de eficiență energetică uh, și ce facem noi uh, în, pe termen lung aduce un uh, aport de, zicem așa, de economie în zona asta. Uh -huh. Dar, în același timp, nu vreau să forțez. Sunt firme care lucrează cu bănci, care, clar, încurajează asta, dar noi nu am ales asta. Să fie așa, fără presiune. Clientul dacă care buget și ea, dacă nu, mai așteaptă. Mai așteaptă. Sau -așteaptă. și face și el singur credit, uh -huh. <laughs> dacă, în direcția asta, dacă vrea. Uh -huh. Interesant. Uh, spune mai multe, mai dăm tipsuri. Am mai mulți prieteni acum care și-au început business-uri, sunt foarte la început. Uh, au 1, 2, 3 clienți, nu reușesc să scaleze numărul de clienți. Uh -huh. Vorbește-le lor. Cum îi încurajăm pe oamenii ăștia? Vorbim de vânzări. Uh, îmi place mult cuvântul ăsta, om de vânzări. Uh -huh. Cuvântul vânzător în România, da, după Revoluție, câți ani avem de capitalism? Avem puțini ani, 30, 30 ceva de ani de capitalism. Și nu prea am înțeles ce înseamnă vânzarea. Unii au înțeles că vânzarea înseamnă manipulare, uh -huh. alții au înțeles uh, uh, că un agent de vânzări te păcălește, te, uh, vrea să te golească de bani. Deci păi nu e <laughs> așa? Nu e așa. Ce un agent de vânzări. Uh, nu, nu prea mi-a plăcut cuvântul ăsta agent de vânzări, dar îmi place mai mult om de vânzări. Pentru că trebuie să fim oameni și fiind egali, dacă ne tratăm egal unul pe altul și avem respectul în față de celălalt, ne uităm la nevoile celuilalt. Și cred că, în primul rând, dacă înțelegem ideea de om de vânzări, întâi să fim oameni, și activăm în zona de vânzări, cel mai, cel mai important lucru este conectarea cu fiecare client, să vezi ce nevoie are. Posibil să întâlnim clienți care nu au nevoie de soluția noastră sau nu au buget de soluția noastră, dar totuși vor să o aibă. Trebuie să fim onești, să-i spunem uh, că nu e pregătit de produsul respectiv, pentru că îi depășește bugetul. Uh, trebuie să fim pregătiți să vedem dacă este clientul nostru, să nu facem o vânzare uh, incompletă. Ce înseamnă bănzare în vânzare în, în complet este să oferă o soluție, nu standard, substandard, să zicem. Uh -huh. Să nu fie o soluție optimă. Uh -huh. Că să tai de la calitate. Așa mai pe. Uh -huh. uh, și în România este des întâlnită uh, situația asta, să găsești oameni care nu sunt pregătiți, au casa și a luat -o, și a făcut credit și vor să-și pună un sistem de ventilație sau un șemineu și. Vor să reduci cât mai mult costul. Uh, în momentul în care vrea să reducem de la calitate, eu refuz vânzarea. Pentru mm -hmm. deci că, umblând la calitate, clar că produsul nu mai este bun și o să nici un, clientul și nu client -o, o să fie mulțumit. Și mm -hmm. cred că, la început, suntem tentați să facem asta, să temem de la calitate, cu gândul de a avea încasări, de a vrula niște facturi, să crească numărul de facturi, să, să fie totul bine. Uh -huh. Da, sfatul meu este să avem răbdare, în primul rând, să ne conectăm cu oameni care sunt din domeniul nostru și să stăm pe lângă ei, să ne, ne căutăm câte un mentor în vânzări, uh -huh. un om etic care face vânzări. Fain. Mai devreme, chiar când am început, am făcut-o și eu o glumiță legat de asta, s-a sunat telefonul. Ridem, glumim, dar cât de, des, cât de mult vorbești la telefon ca om de vânzări și antreprenor în același timp pe parcursul unei zile? Cred că undeva la, nu știu, patru ore. Patru ore pe zi. Patru ore pe zi. Acum fie, fiecare zi variază în funcție de rol. C toate îmi iau rolul de antreprenor și trebuie să fiu antreprenor. Uh -huh. Toată, trebuie să fiu mai mult vânzător ca să demarăm vânzările. Uh -huh, și trebuie uh -huh. să vorbesc mai mult, să uh -huh. <laughs> ofertăm mai mult, să fim ca un catalizator. Foarte fine. Mi se pare un instrument cheie în trusa vânzătorului telefonul. Adică, dacă nu-ți nu place să vorbești la telefon, mi se pare greu să uh, schimbați ce Dacă nu-ți face să vorbești la telefon, schimbați jobul. Caut altceva. Da, da, da. Uh, ce ce interesant. E că acum la tine s-a potrivit, în sensul, și acum cunoscându-te un pic în conversația asta, observ că îți vine oarecum natural să te apropii de om, să pui întrebări, să fii, mă rog, volubil așa. Sunt unii care nu sunt neapărat așa, în sensul, ei fac o treabă foarte bună pe, nu știu, servicii de marketing, dau un exemplu, sau de nu știu ce, de IT, de asta la calculator și așa, dar nu au deloc skill-uri în zona vânzărilor și atunci mă întreb oare pentru ei ce... Că, ok, dacă eu sunt ITist, de exemplu, și nu îmi place neapărat să vră, dar mi-am făcut un startup și ofer o soluție, tot am nevoie de clienți. Acum, nu e rolul meu principal de, de a fi vânzător, ci rolul meu principal e de a coda sau, mă rog, ce, cu ce mă ocup. Ce sfat ai avea în pentru rând, categoria asta? În primul rând, sunt atât de cursuri de vânzări în ziua de astăzi, e netul invadat de cursuri și pachete de mm -hmm. cursuri online. Uh, să găsești un curs potrivit. Nu toate cursurile din online sunt reale, sunt mult mult peste așteptările noastre, adică nu nu, nu ajung la așteptările noastre de multe ori, dar cred că nu toți oamenii sunt făcuți pentru vânzări. Uh -huh. Dacă ești, ai un departament de marketing și vezi că ești foarte bun pe partea de grafică, partea de uh, cod și nu ai pe cine să lași în zona aia și tu o faci foarte bine, sfatul meu să rămâi acolo și să găsești un om de vânzări. Și împreună cu el să uh, pornești în lumea vânzărilor. Uh -huh. uh, dacă ești pasionat de oameni și îți plac da, oamenii, ești mai <laughs> relațional, atunci bagă-te în vânzări. Uh -huh. Ai menționat cursuri de vânzări. E ceva ce te-a ajutat în sezonul ăsta? Nu știu, ori un curs, ori o carte, ori ceva anume care te-a ghidat? Cred că la început am fost niște cursuri de vânzări. Foarte micuțe, nu cursuri lungi pe uh -huh. săptămâni. Cursuri scurte de o zi, seminarii scurte și m-au ajutat. Dar, în primul rând, și cărțile ajută. Sunt câteva cărți bune. Pot să menționez că uh, în primul rând, Biblia e cea mai bună carte de vânzări. <laughs> Asta nici nu știu exact cum să o interpret. Nu, nu știu dacă o interpretăm. Nu știu dacă e bine să că, o că Cred că acolo, dacă, deci dacă stăm să ne uităm în, în Biblie, sunt multe învățături care ne ajută să facem vânzări de calitate, odată. Și era o carte faină care m-a entuziasmat în copilărie Uh, se numea Secretele Succesului de Del Carnegie sau nu mai știu, ceva uh -huh. de genul. Este o carte pe care mulți o văd un clișeu, dar am găsit niște gânduri fine în ea. Acum. Recomand. Da. Recomand și sunt de acord cu ce spui. Uh, da, cred că asta -a, că mi a rămas gândul la ei, Zis că Biblia e cea mai bună carte de vânzări și inițial a fost da, de afaceri. <laughs> Trebuie să, tre să <laughs> <de> corectez <laughs> de afaceri. <laughs> uh... <laughs> Dar, într-un fel, cred că ai dreptate și de ce zic asta e că um, cum să spun, Biblia susține exact ce ai zis tu, că e miezul vânzărilor. Ce vrei să -ți se facă ție, fă și altora. Pune interesele celorlalți pe același nivel sau deasupra intereselor tale și tot felul de învățătură în, în genul ăsta și atunci cred că asta automat face. Vânzări. Ne formează, Biblia ne formează ca oameni de vânzări mm -hmm. și apoi, da, sunt tot felul de metode. Cred că în primul rând trebuie să avem manualul care ne modelează uh -huh. da? și apoi tehnicile. Uh -huh. Dar în România de multe ori pornim cu tehnicile, dar noi nu suntem pregătiți, nu suntem formați. Uh -huh, uh -huh. Și tehnicile de vânzări, unele sunt etice, altele nu sunt. <laughs> Are sens. Mersi!